Salutare! Roxana sunt cu un nou video educațional, bineînțeles, da? Am terminat starea de baie și chiar dacă pe grup am scris de multe ori cum fac eu starea de baie și am pus fotografii, niciodată n-am filmat un video să vă arăt exact cum procedez și să vă spun de ce este foarte bună starea de baie cu uleiuri esențiale. Starea de baie este pentru acele persoane cărora le place apa, le place să steie în cadă, dar se poate folosi chiar și într-un lighean sau acele aparate care stimulează picioarele, da? Dar care sunt tot cu apă. Eu voi folosi sare Epsom. Da, adică este o sare mare cu magneziu, este specială pentru baie. Eu cumpăram sarea asta din Germania, noroc că am venit cu foarte multe kilograme, cred că peste 25-30 de kilograme de sare. Și mai am câteva. Nu știu în România exact de unde se poate comanda, dar căutați, dacă nu se găsește sare Epsom, sare mare. Da? Sare de Himalaya ar fi chiar și mai indicată. Sărurile de genul acesta folosite împreună cu uleiuri esențiale și cu apă călduță, nu avem nevoie de apă fierbinte, ajută corpul, da? Dacă ne referim strict la sarea Epsom, aceasta ajută la curățare, la detoxifiere, la restabilirea sănătății corpului și la o bună funcționare a sistemului limfatic, da? Adică totul circulă foarte bine prin corpul nostru, circulația este foarte bună, curățarea naturală a corpului și detoxifierea este foarte, foarte ok. Bun, am să vă arăt astăzi două tipuri de sare Epsom, adică două moduri în care putem să utilizăm sarea. Prima dată voi face sarea de baie. Aici mai am două borcănașe. De obicei îmi fac trei sau cum se termină. Acum o să le mai folosesc pe astea două. Dacă nu făceam video, le foloseam și îl făceam doar când se terminau. Dar acum am zis că o fac un video să vedeți cum le dozez. Aici am release. Și aici am surrender, pentru că de cele mai multe ori folosesc băile în scop terapeutic, pe emoții, da? Gândindu-mă la emoțiile pe care vreau să le domolesc sau emoțiile pe care vreau să le lucrez. Astăzi o să vă arăt cum fac sarea de baie cu uleiul Stress Away. Și am aici sarea Epsom pe care o să îi pai aici în colțișor. Și am să umplu pur și simplu borcănașul cu sare. Nu este foarte importantă cantitatea care o puneți aici, pentru că nu lucrăm cu cantități fixe. Nici nu știu câte grame are borcanul ăsta. Uleiurile le pun în general în funcție de cât de tare vreau să simt, olfactiv vorbind, uleiul sau cât de discret vreau să-l simt. Da? Aici m-am umplut borcănașul și la un borcănaș din asta de obicei eu pun undeva la 7-8 picături de ulei esențial, chiar 10. 3, 4, 5... 6, 8, 9, 10, 11, 12. Asta înseamnă că am de aici, în zilele în care sunt mai generoasă, două ture de baie. Sau în zilele în care nu vreau să stau foarte mult în apă, pun doar 3 sfert, o treime, da? Bun, am pus uleiurile esențiale. Și pun capacul. Atât. Da? După ce las o perioadă de timp, am să amestec, dar uleiul oricum ajungând pe sare,
deja are tendința de a merge în jos și de a se disipa în toată cantitatea. Așadar, tipul acesta de sare de baie este o sare de baie pe care o poți folosi oricând, cu scopul de a te relaxa sau de a lucra o anumită emoție. Dacă mă gândesc la o situație punctuală în care vreau să-mi susțin corpul pentru ceva anume, da? Vreau să-mi întăresc rezistența corpului sau acum nu mă simt foarte bine și vreau să îmi ajut puțin corpul, să-i dau așa un boost de energie și de susținere, atunci întotdeauna voi face o sare de baie mult mai concentrată pe care o folosesc punctual. Ok? Și atunci vorbim de o sare destinată clar unui anumit scop, da? Cum în cazul meu voi lua perioada aceasta anului în care toți vrem să fim cât mai sănătoși și mai rezistenți, da? Și atunci am să folosesc sare, dar nu voi umple cât să folosesc o singură dată la o baie, da? Ceva de cam așa. Asta pentru că vreau și sarea să acționeze. Dacă vreau să folosesc sarea doar ca și liant, da? Pentru a se dizolva uleiurile esențiale, să aibă capacitatea de a ajunge în toată apa, atunci voi folosi doar puțină sare, de mare nu contează. Ok, cam atâta este cantitatea pe care o folosesc odată la o baie. Și am ales aici uleiuri speciale pentru ceea ce v-am spus, da? Rozmarin. 1. Repet, nu o fac foarte concentrată pentru că este toată sarea va fi folosită la baie și atunci să și putem să stăm în cadă, să nu devină înecăcios pentru cei care nu sunt obișnuiți, da? Până acum am pus așa, rozmarin, oregano, busuioc, mai pun citrus fresh, se pot pune două. Citrus fresh conține citricele, care sunt extraordinare pentru și două de tips, da? Pentru sistemul nostru imunitar și tips la fel. Nu vă spun acum exact ce face tipsul sau pot să spun în câteva cuvinte, dar este cel mai utilizat și cel mai iubit ulei de la Young Living pentru sprijinul întregului corp, adică al sistemului imunitar, da? Aici avem uleiurile, închid cu un căpăcel și îl agit. Acum îl agit și vede că se face mai gălbui din cauza uleiului de citrus, da? Îl agit pentru că îl folosesc acum. Dacă nu-l foloseam acum și făceam ca aici, puteam să-l las liniștit să stea fără să-l agit, da? Uai, cum miroase! Deci tot amestecul ăsta va merge în cadă, în cada cu apă călduță, dăm drumul la apă și lăsăm să stea. O dizolvăm puțin cu mâna, putem să intrăm înăuntru și se recomandă să stăm în apa cu sare minim 15 minute sau până apa se răcește astfel încât să ne scoată afară. Ok? Dacă folosim la picioare, la fel, toată cantitatea aceasta o punem într-un lighean și stăm cu picioarele înăuntru pentru 15 minute. Putem să folosim aceleași uleiuri în puțin ulei purtător pentru a masa picioarele și coloana după ce am ieșit din vană și stăm cu un prosop fierbinte, prosop pe noi, așa în corpul cald încă, sub pătură pentru ca uleiurile să-și facă cât mai bine efectul. Adică nu am ieșit din vană și am și plecat în oraș sau știu eu ce. Da? Astea sunt niște tehnici de aromaterapie clasică,
nu are nicio legătură cu o companie sau o altă companie. Însă, dacă doriți să obțineți niște rezultate remarcabile, atunci recomandarea este să folosiți uleiuri esențiale cu grad terapeutic și nu orice uleiuri din plafar, care s-ar putea să nu vă aducă aceleași rezultate pe care le așteptați. Da? Dacă nu sunteți o persoană care iubește baia neapărat, adică să stea scufundat în apă, ci o persoană mai rapidă care preferă dușurile, atunci există astfel de pastile, da, cel puțin la Young Living. Există pastilele astea în mai multe, cu mai multe arome, da, care sunt pentru duș. Adică le puneți în duș jos, la picioare, și în timp ce voi faceți duș și vă spălați, ele vă vor difuza discret aroma de care vă puteți bucura. Cam asta a fost despre sarea de baie. Îmi doresc să fie educative aceste clipuri pentru voi și să învățați mai mult decât ați putut să învățați de pe grup sau din postările scrise. Recunosc că eu prefer postările de genul acesta, adică videouri. Ok, asta a fost, pe mâine. Încă nu știu cu ce surpriză vă aștept mâine, dar am să văd. Vă îmbrățișez!